Am trimis președintelui României cererea de revocare din funcția de ministru al justiției a domnului Stelian Ion. Stelian Ion este un ministru care, din fericire, nu a reușit să se impună în coaliție, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit proiectele. Exemplu este desființarea secției speciale. Dacă nici eu nu am făcut eforturi pentru desființarea secției speciale, mă întreb cine le-a făcut într-adevăr. Toate moțiunile sunt în realitate. Nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele Partidului Național Liberal. Fac un apel apăsat, în primul rând, către premierul Cățu și către toți colegii mei din Partidul Național Liberal, să înțeleagă gravitatea momentului. Solicit întregii clase politice, tuturor membrilor Parlamentului și a Executivului, cumpătare, echilibru și deschidere la dialog. PSD va prezenta textul moțiunii de cenzură. USR-ul este partea problemei, nu a soluției. Doamnelor și domnilor, este ora 15, eu sunt Dan Gabor, bun găsit, încep știrile. Scena politică a explodat după ce Florin Câțu l-a demis pe Stelian Ion, USR amenință de zor cu moțiunea de cenzură. Premierul a convocat un birou politic PNL fără să-l întrebe pe Ludovic Orban și a obținut susținere în unanimitate. Orban îl avertizează pe Câțu că dă țara pe tavă PSD-ului, în timp ce PSD-iștii și AUR anunță deja moțiuni de cenzură separate. În timp ce președintele Klaus Iohannis îndeamnă la calm și viziune, o ședință a coaliției în care să se separe apele ar avea loc abia mâine, după ședința de guvern. Colega mea, Gabriela Mihai, vine acum cu toate datele. Bun găsit, Gabi! Ce ai mai aflat? Am găsit în continuare, cei de la USR Plus se află într-o ședință în care vor să decidă cu exactitate care va fi strategia de aici înainte. Însă, ceva mai devreme au ieșit în declarații de presă și spunea purtătorul de cuvânt al USR Plus că în aceste momente USR Plus a retras total sprijinul politic pentru premierul Florin Câțu. Nu ar vrea USR Plus să plece din coaliția de guvernare, însă condiția ar fi să nu mai rămână premierul Florin Câțu în fruntea executivului. Pe de altă parte, am văzut că în tabăra premierului Florin Câțu lucrurile merg mai departe, în sensul că mâine va fi convocată o ședință de guvern pentru a putea fi trecut acel proiect din cauza căruia Stelian Ion a plecat de la Ministerul Justiției pentru că nu a dat un aviz pentru proiectul de investiții Angel Salini. Pe de altă parte, tot mâine premierul Florin Câțu va ține și această ședință a coaliției de guvernare după ședința de guvern. Însă interesant este că cei din USR Plus au cerut să aibă de îndată o ședință a coaliției de guvernare tocmai pentru a se pune de acord. Pe de altă parte, iată că această ședință a coaliției de guvernare nu va avea loc mai devreme de mâine seară. Între timp, am văzut tot din declarațiile celor de la USR Plus că își doresc o moțiune de cenzură. Ei nu pot strânge semnături singuri pentru inițierea acestei moțiuni de cenzură. Prin urmare, au anunțat că au căzut de acord să semneze o moțiune de cenzură comună cu cei de la AUR. În paralel, am văzut că și cei de la Partidul Social Democrat au anunțat că textul moțiunii de cenzură este finalizat și așteaptă ca cei din USR Plus, AUR și alte formațiuni politice... Mulțumim, Gabi Mihai, mergem și l-ascultăm acum pe Florin Câțu. Face, de aceea am astăzi lângă mine și pe domnul ministru și pe doamna consilier prezidențial. Deci avem, în primul rând, începerea anului școlar. Aș vrea să încep cu acest lucru și după aceea mergeți la celelalte. În CNSU, știți foarte bine astăzi, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății am aprobat hotărârea prin care a fost adoptat ordinul comun, ordin care stabilește modul în care se va desfășura anul școlar. Și aici luăm în calcul două scenarii și vreau să fie clare pentru toată lumea. În localitățile în care incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6 la 1000, în acest caz se permite participarea cu prezență fizică la cursul pentru cei care merg la creșe, grădinițe și școli. Am spus din primul moment că este scenariul meu de bază.
în acest an să mergem, să avem anul școlar cu prezență fizică până la 6 la 1000, prezență fizică pentru cei care merg la creșe, grădiniță și școli. Bineînțeles, și aici este iarăși foarte important, cu respectarea regulilor de siguranță în contextul pandemiei. Avem mască, purtăm mască interior, dezinfectant, etc. Sunt și alte condiții pe care le avem detaliate în ordine. Peste 6 la 1000, elevii din clasele 1-12 trec în sistem online, iar cei care merg la creșe grădinițe, respectiv cei din învățământul special, participă în continuare fizic la cursuri, până la instituirea măsurii de carantină în localitatea în care trăiesc, desigur, dacă această măsură va fi necesară. Deci, foarte simplu, până la 6 la 1000 toată lumea în prezență fizică, peste 6 la 1000 trec online cei între clasele 1 și 12, toți ceilalți merg în prezență fizică până în momentul în care o localitate este declarată în carantină. Mesajul meu, atât pentru prefecți cât și pentru reprezentanții DSP-urilor, vă rog să vă implicați serios. Să colaborați, să vă asigurați că sunt luate toate măsurile pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare fără probleme și cu riscuri cât mai mici. Repet, țin foarte mult să avem acest an școlar cu desfășurare în sistem fizic. Este foarte important să facem totul pentru siguranța copiilor. În același timp, așa cum am spus de fiecare dată, dacă întâmpinați probleme, dacă aveți probleme în organizarea acestui proces, vă rog să le ridicați ca să le putem rezolva cât mai rapid. Acesta este rolul acestor întâlniri. Vom mai avea și săptămâna viitoare încă una, chiar înainte de începerea anului școlar. Al doilea subiect pe care vreau să discutăm astăzi, vaccinarea. Este clar, avem un număr în creștere de persoane infectate. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Campania de vaccinare trebuie să continue. Ce vreau de la dumneavoastră este să ne asigurăm că avem capacitatea de vaccinare intactă, să nu se închidă niciun centru de vaccinare, să lucrăm, să oferim această posibilitate oamenilor să se vaccineze exact cum a fost și până acum. Trebuie să vă implicați direct, atât, așa cum am spus, pentru a menține această capacitate de vaccinare, dar în același și pentru a informa pe oameni de beneficiile vaccinării. Bineînțeles, efortul trebuie făcut în special în zonele rurale. Toți oamenii trebuie să aibă toate informațiile, toate datele necesare despre vaccinare, cum să se vaccineze, trebuie să fie o decizie informată. Dar nimeni, știți foarte bine, în România vaccinarea nu este obligatorie. În același timp, bineînțeles, trebuie să continuăm și campania de informare despre beneficiile vaccinării celor sub 18 ani. Repet, trebuie să discutăm aici cu părinții și a informa, a le oferi toate răspunsurile la întrebările pe care le au despre vaccinare. Foarte important, iarăși, pentru reprezentanții poliției și aici, domn ministru și noastră, aveți un rol foarte important. Trebuie să verificăm fiecare caz de falsificare a certificatului de vaccinare. Au fost câteva situații și de aceea trebuie să ne implicăm direct. Să vă implicați direct. Știu foarte bine că ați avut câteva acțiuni. Știu, de exemplu, că azi a fost o acțiune în care au avut loc percheziții în județul Dâmbovița. Aveți și alte cazuri în lucru. Vă felicit pentru acțiunea de astăzi. Este foarte important ca oamenii să știe că nu tolerăm. Avem toleranță zero. Toleranță zero pentru cei care falsifică certificate de vaccinare. Asta trebuie să fie foarte clar. Pentru că cine falsifică un certificat de vaccinare pune în pericol viața altei persoane. Deci avem toleranță zero pentru cei care fac acest lucru. Este important să stopăm astfel de situații și orice resurse, oricâte aveți nevoie, trebuie să spuneți, dar trebuie să oprim aceste rețele imediat. Și bineînțeles, încă un subiect important pe care vom mai discuta în următoarele ședințe, pregătirea sezonului rece.
Premierul Florin Câțu cu declarații de ultimă oră de la ședința cu prefecții și DSP-urile. În localitățile în care incidența este mai mică sau egală cu 6 la mie, se va permite participarea cu prezență fizică în cazul creșelor, grădinițelor și al școlilor cu respectarea regulilor, a subliniat Florin Câțu. Acesta a precizat că peste 6 la mie doar cei de la grădiniță și creșe vor merge cu prezență fizică, cei din clasele 1-12 vor trece online. Mesajul meu pentru prefecți și reprezentanții DSP-urilor: luați toate măsurile ca învățământul să se desfășoare fără probleme. Un alt subiect abordat de premier, vaccinarea. Campania de vaccinare trebuie să continue. Vreau să vă asigurați că avem capacitate de vaccinare, a fost mesajul lui Florin Câțu pentru reprezentanții DSP-urilor. Mergem mai departe. Susținere totală din partea PNL pentru Florin Câțu. Biroul Politic Național al PNL, la care au participat 70% dintre membri, a adoptat în unanimitate o rezoluție în care PNL își reafirmă sprijinul pentru premierul Florin Câțu, a anunțat joi europarlamentarul Rareș Bogdan. Evoluțiile din ultimele 9 luni au confirmat nu doar angajamentul, dar și succesul său și al întregii echipe guvernamentale în avansarea pe acest drum. Adversarii politici nu sunt în coaliție, ci în afara ei. În materie de justiție sunt destul de mulți oameni în USR Plus competenți, motiv pentru care, luând de exemplu de data trecută, când a fost remaniat un ministru al sănătății și a venit unul nou tot din partea domnilor lor, iar activitatea guvernamentală la acel minister a fost mult mai bună. În privința moțiunii, am analizat și am ajuns la următoarele concluzii. USR Plus nu are la acest moment suficiente semnături, știți bine, pentru a depune acest document. O asociere cu PSD și AUR, din punctul meu de vedere, ar însemna o trădare a electoratului care a votat USR Plus. Pe ceilalți lideri ai USR Plus să fie responsabili, raționali, echilibrați, vizionari și să continuăm împreună să facem ceea ce am început pentru români. Liderii de pe scena politică par să se bată în moțiunile de cenzură pregătite împotriva premierului Florin Câțu. Acum PSD susține sus și tare că moțiunea lor este cea mai bună. Grindeanu afirmă că vor conta doar cei care vor semna moțiunea. Acesta mai spune și că dacă cei de la USR Plus vor cu adevărat să-l trimită acasă pe Câțu, vor semna moțiunea PSD. În caz contrar, îi acuză de șantaj pentru a obține mai multă putere în coaliția de guvernare. Din urmă vine și liderul AUR, George Simion, cu o moțiune de cenzură de 18 pagini. Astăzi, PSD va prezenta textul moțiunii de cenzură pe care îl și punem la dispoziția tuturor pentru a-l semna. Grindeanu îi provoacă pe cei de la USR Plus să semneze moțiunea PSD. Cine vrea ca într-adevăr acest guvern să pice, va semna moțiunea PSD. Restul sunt povești. Contez doar dacă semnezi. Dacă nu, faci balet. USR-ul, dacă vrea cu adevărat să pice acest guvern, va semna moțiunea PSD. 34? Dacă nu semnează, înseamnă că e un circ, o mascaradă făcută pentru ceea ce vă spuneam mai devreme, și anume pentru retrasări de hărți în interiorul coaliției guvernamentale. PSD vrea semnăturile tuturor nemulțumiților de guvernarea Câțu. Semnătura fiecărui nemulțumit de activitatea acestui guvern este singura garanție că se vrea cu adevărat plecarea guvernului Câțu. Lipsa semnăturii înseamnă doar negociere, șantaj pentru mai multe avantaje. Nici Câțu, nici Barna, nici Cioloș, nici Orban nu sunt cu adevărat interesați de problemele românilor, de sărăcie, de creșterea prețurilor la gaze și energie și carburanți, de scumpirea alimentelor. Tot Grindeanu afirmă că de fapt formațiunea USR Plus are partea ei de vină pentru criza politică de acum. USR-ul este partea problemei, nu e partea soluției. Dânsii în acest moment au o majoritate. Că s-au răzgândit peste noapte, sunt vinovați ei de ceea ce se întâmplă. Noi suntem partidul care venim astăzi, avem numărul necesar ca să putem să depunem, dar așteptăm să se facă acel
număr de parlamentari de care spuneam 234. Și bătălia pe moțiuni nu se termină aici. Formațiunea AUR a anunțat că au pregătit și ei o moțiune de cenzură. Avem 18 pagini în această moțiune de cenzură. Avem un text al moțiunii. Cei de la USR spun că titlul poate rămâne, că putem lucra la un text comun, și domnul Grindeanu vrea doar moțiunea PSD. Noi nu ținem neapărat să fie moțiunea AUR, să fie moțiunea tuturor celor care îl vor debarca pe Câțu. USR Plus se bazează pe parlamentarii AUR la depunerea moțiunii de cenzură împotriva premierului Florin Câțu. Vă dăm mai multe detalii în doar câteva minute după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Arăt în direct, continuăm știrile. Chiar dacă declară sus și tare că cei de la USR Plus nu vor ieși din coaliția de guvernare, liberalii se pregătesc totuși și de această opțiune. În conferința de presă organizată după biroul politic PNL, aceștia au afirmat că nu ar zice nu niciunui guvern minoritar. Și discutăm acum întreaga situație cu domnul Augustin Zegrean, fost președinte CCR. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim pentru intervenția în jurnal. Domnule Zegrean, credeți că un guvern minoritar ar fi posibil în condițiile în care Klaus Iohannis a refuzat explicit să numească un premier PSD? N-are nicio legătură una cu alta. Guvern minoritar, mă gândesc că vă referiți la un guvern minoritar PNL. Și sigur că ar fi posibil, pentru că s-a dovedit că este posibil o astfel de situație. Ani de zile, vreo 2 ani, a fost guvernul tărician, a fost susținut din umbră de PSD. Dar sigur că nu cred că încă este cazul. Vorbim prea devreme, facem supoziții. Eu nu cred că se vor retrage de la guvernare și nici că vor fi dați afară de la guvernare cei de la USR. Dacă astea privim... Așa. Da. Astea sunt metode tâmbovițene de a obține ceea ce n-ai reușit să obții la negocieri. Mai strânge un pic șurubul, mai faci un pic scandal, mai amenezi că pleci, că te retragi. Dar văd că de data asta au de a face cu un prim-ministru care nu prea are simțul umorului și le-a spus, nu vreți, plecați. Și cred că este o atitudine corectă. Pentru că este guvernul Câțu, nu? Președintele, primul ministru, este cel care răspunde de tot ce se întâmplă acolo. Sigur că și ministrii sunt solidar răspunzători. Dar știți foarte bine că în ședințele de guvern hotărârile nu se iau prin vot. Este voința unanimă sau voința primului ministru. Păi el nici nu trebuie să-l ia în considerare pe unul care spune că el se abține sau că nu votează sau că nu e de acord. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, că trebuie avizate regulamentul sau ce vor ei să facă. Hotărârea de guvern trebuie avizat de Ministerul Justiției și de Ministerul, nu mai știu de care minister. Dacă ministrul nu poate să refuze semnătura fără să plece. Da. Ori pleacă, ori dacă refuză și nu pleacă, se întâmplă ce s-a întâmplat țară. Asta e regula constituțională, asta e regula democrației. Am mai trecut România prin situații din acestea. Am auzit că unii se plâng că e prima dată în istoria celor 30 de ani. Eu, ca un trăitor al celor 30 de ani și contribuator la ele, vă spun că a mai fost. De exemplu, doamna Monica Marcovei, chiar de la Ministerul Justiției, a fost dată afară tot așa într-o seară, când domnul Tăriceanu, prim-ministru la vremea respectivă, a propus remanierea din guvern, eliminarea din guvern, tot pe motiv care putea să semneze o propunere legislativă. Așadar, spuneți că USR Plus nu se aștepta ca Florin Câțu să recurgă la o asemenea decizie? Adică au vrut să forțeze cumva mâna pentru a avea un câștig de cauză, pentru a mai câștiga un pic de, eu știu, autoritate în guvern, doar că nu se așteptau la o asemenea decizie extremă, exact. Putem spune. Se așteptau să negocieze, să cadă la un compromis, să mai dai, mai lasă nenașul, mai dă nuntașul, dar nu așa se face politică. De aceea am ajuns în situația asta, că nu poate spune nimeni că țara se află într-o situație foarte roz la vremea asta. Pentru că s-au tot negociat și au tot lăsat. Ca să rămână la putere, au lăsat dintr-a lor. Nu așa se face politică într-o țară ca a noastră, în care totul lipsește tot. Este nevoie de orice. Numai de asta nu.
Bun. Dar dacă privim așa echilibrul partidelor în acest moment, ce șanse ați da unui guvern minoritar să-și treacă un eventual program de guvernare prin plen? Ipotetic. Eu sunt, am spus-o mereu și o să spun cât va fi nevoie, în țara asta nu vom avea alegeri anticipate niciodată, pentru că politicienii noștri nu sunt dispuși să renunțe la mandat, nici măcar la o oră din mandat, dar nici la 2-3 ani cât ar fi acum. Nu va fi nicio problemă cu... Se vor înțelege și nu există nicio șansă ca să ajungă. Chiar dacă ajungem la guvern minoritar, vom merge cu guvern minoritar până înspre anul 2024. Dar, domnule Zegran, ce spune Constituția? Demisia ministrilor USR Plus duce automat la căderea guvernului sau nu? Nu. Pentru nu. Că s-a vehiculat și acest fapt în spațiul dacă public. Dacă ei își dau demisia, primul ministru va propune alți ministri care să le ia locul. Problema este că acei ministri vor trebui trecuți prin Parlament dacă vor fi de la altă formațiune politică, pentru că se schimbă compoziția politică a guvernului și în situația aceea este obligatoriu ca propunerea primului ministru să fie aprobată și de Parlament. Adică președinte nu poate numi ministri interimari fără ca ei să treacă prin Parlament și să aibă votul de încredere până la urma Parlamentului. Nu este un vot de încredere dat guvernului. Este o audiere ca și la formarea guvernului. Când un ministru care nu este aprobat de Parlament riscă să cadă guvernul din cauza lui. Deci ar prelungi criza dacă ar merge cu ministrii care n-ar trece prin Parlament. Și un răspuns, vă rog, foarte scurt la această întrebare. Cine credeți că va pierde și cine va câștiga din tot acest scandal? Poporul român. Da. Mai scurt nu se poate. Vă mulțumesc foarte mult. A fost domnul Augustin Zegrean, fost președinte CCR. USR Plus se bazează pe parlamentarii AUR la depunerea moțiunii de cenzură împotriva premierului Florin Câțu. Liderul grupului USR Plus din Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu, a declarat că reprezentanții Uniunii au contactat toate partidele politice în vederea susținerii unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului și au ajuns la o înțelegere cu reprezentanții AUR, alături de care ar avea 122 de semnături și ar putea depune moțiunea de cenzură. Următorul pas este ședință de coaliție, apoi dacă Florin Câțu se agață de scaunul de la Palatul Victoria, așa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos tot în Parlament. Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moțiune de cenzură. USR Plus are 80 de semnături și 80 de parlamentari care, așa cum au pus l-au pus pe premierul Câțu și au dat șansa să arate că poate să conducă un guvern de coaliție, îl vor da și jos. Am discutat cu cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. USR rămâne în continuare de neclintit după remanierea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. Mâine ne vom întâlni în ședința coaliției, în care premierul Câțu trebuie să înțeleagă, să facă un pas în spate, și-a dovedit limitele, și-a dovedit că a folosit abuziv puterea cu care a fost investit de către această coaliție, și cerem PNL să facă o nouă propunere de premier. Premierul Câțu a pierdut susținerea USR Plus pentru a conduce în continuare acest guvern de coaliție. În momentul ăsta, cabinetul Câțu funcționează fără o susținere majoritară parlamentară. Pentru a depune moțiunea de cenzură, USR Plus ar avea nevoie de 117 semnături, iar pentru ca moțiunea să treacă, iar guvernul să fie demis, ar fi necesare 234 de voturi. Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut o reacție fermă în ceea ce privește criza politică din ultimele zile. Acesta a afirmat că transmite un apel apăsat atât către premierul Florin Câțu, cât și celor din formațiunea politică USR Plus, pe care îi cheamă la o discuție foarte serioasă. Orban i-a transmis lui Câțu că nu poate lua decizii politice fără să se consulte cu președintele de partid și îl atenționează că trebuie să înțeleagă importanța și gravitatea momentului. Ludovic Orban trage un semnal de alarmă și le reamintește atât premierului Câțu, cât și celor din USR Plus motivul pentru care se află la guvernare. Deciziile nu se iau la cald, nu se iau numai de o grupare din interiorul partidului, deciziile trebuie să reflecte voința, opiniile exprimate de fiecare membru al Partidului Național Liberal. Unitatea Partidului Național Liberal este fundamentală. Unitatea partidului nu poate fi asigurată prin convocări și prin impunerea unor puncte de vedere
la limita statutului, nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele Partidului Național Liberal. Președintele PNL se arată îngrijorat de situația generată de criza politică. Acesta spune că pierderea majorității în Parlament ar arunca România din nou la cheremul PSD. Orice plecare a unei formațiuni politice din coaliție poate duce la pierderea majorității parlamentare și la aducerea guvernului și a României din nou la cheremul și bunul plac al PSD. Fac un apel apăsat, în primul rând, către premierul Câțu și către toți colegii mei din Partidul Național Liberal să înțeleagă gravitatea momentului. Nu cred că este bine să se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi noapte, care a fost practic catalizată de propunerea de revocare a unui ministru. Am primit un SMS la 21:28 ieri, cu două minute înainte de declarație. Și când vă spun, vă spun că așa este. Sigur că premierul susține că m-a sunat, nu am primit niciun apel de la premierul Florin Câțu. Orban i-a chemat și pe cei de la USR Plus la discuții. Fac apel și către colegii din USR Plus să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra guvernului din care fac parte. Ludovic Orban dorește rezolvarea crizei politice în cadrul unui birou politic. Doresc să convoc biroul politic național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din biroul politic național și mai ales doresc ca până la convocarea biroului politic național să am o discuție cu premierul Câțu, să am o discuție cu toți actorii implicați în această criză politică. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Urmează Talk B1 cu Laura Chiriac. Eu, Dan Gabor, vă mulțumesc pentru atenție. O după amiază cât mai plăcută. Pe curând!